Vă rog, explicați ce înseamnă ținută cuvincioasă, dacă se necesar să fie cu tatăl și în afara bisericii, trebuie să aibă femeie de capul al bisericii și în afara bisericii. Pentru că nimeni mai sunt afara bisericii decât cerul. Ultimul Timotei, capitolul 2. Așa ne rătăcim, asta în primul rând, pentru că nu cunoaște Scripturile. Unde scrie în Biblie, Deuteronom 2, 2, 5, femeia să nu poată îmbrăcăminte, barbătească și invers. Am auzit pe o predicator vestit, spunea, ați auzit, nu să vezi la adunare. Acolo nu scrie de adunare, că femeile nu slujeau la templu. Acolo scrie de viața de toate zilele, dragii mei. Și homosexualitatea se naște prin moda unisex, prin muzica rock, și alte mentalități eronate. Unul din motivii doi, peste un nou greu, de asemenea ca femeie să se roage îmbrăcat în timp cuvincios, cu rușine și sfială, nu cu competitor de păr, nici cu aur, nici cu margaritare, nici cu alte scumpe. Și cu fapte bune, cu sicurie, din care se multe sunt la viață. Deci, spune mesajul anterior, vreau ca bărbații să se roage. Și ce spre ce? Mâini curate, fără mânie, fără tăie. Pentru că trei capitolul vorbește de rugăciuni. Începe cu vă, de mai trebuie să faceți rugăciuni. Și atunci spune femeilor, să vă rugați și voi. Dar nu spune că numai la rugăciune să fie așa. Și spune că o femeie care se poartă așa, în timp cuvincios, cu rușine, păi poate una care se îmbracă fără rușine și numai când se roagă să fie cu rușine. Poate să umble cu haine scumpe, numai când se roagă să ia alea care nu scumpe, sau cum. Deci asta ține de un comportament. Cum îi spun ceva? Ia gândiți-vă cu ceva. Știți cum se întâmplă prin bisericile noastre? La slujbă se vine așa feminin, cu fustă, roche sau și batic, așa? Și în afară? Nu. Dar încet, încet, la repetiții se vine tot ca în afară. Și în Occident se vine și la slujba. Slujba de duminică e ultima rezultă cu care cade. Cu vremea. Și mie mi-este... Așa, mă întreb, oare, ce mentalitate au acei slujitori care le spun la sobor să vină la adunare cu fustă și papi, dar acceptă că în afară să nu poată? Oare nu sunt conștienți că și cu vremea se va umbla și în adunare cum se umbla în afară? Toată istoria ce m-a spus în Occident, asta e realitatea. Acolo se ajunge. Dar am impresia că nu gândesc. Încotro s-a plecat și unde se ajunge. Deci asta ține de relația noastră cu Domnul, stimate soră. Și mai spun ceva la băieți. Nu-ți lua una din asta care nu poartă semnul stăpânirii și a supunerii, că o să ai probleme cu stăpânirea și cu supunerea ei. Cu unul care nu suferă tricolor, o să nu crești mai român. Da, da. Dacă nu umblă îmbrăcat de evlavios, să n-ai mascaranță în slujirea ei. Părerea mea că fetele astea într-o mâncă îmbrăcate cu vești, să fie lăsate. Să se pocăiască. Dar și băieții care sfirești și prin la voi, așa îmbrăcați, deși eu chiar cum a început revoluția masculină, și a femeie de tipe gata, că nu știu ce mai pot să obțină cu revoluția, că cam a obținut tot în urma revoluției.